găsit la Jurnal Economic. Ministerul Finanțelor Publice mediatizează pe site-ul propriu un proiect de ordonanță de urgență prin care întreprinderile mici și mijlocii vor putea accesa linii de finanțare de până la 5 milioane de lei de la instituțiile de credit. Sumele vor putea fi accesate pe o perioadă de 2 ani și vor fi garantate în proporție de 50% de către stat, în cadrul programului de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii. Radiomureș.ro scrie că programul se va derula pe o perioadă de 3 ani, iar plafonul de garantare este de 2 miliarde de lei. Garanția va fi de maximum 50% din valoarea finanțării și va fi acordată de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii. Creditul poate fi utilizat doar pentru finanțarea capitalului de lucru și poate fi prelungit pe încă un an în vederea rambursării liniei de credit. Se apă la cumpărăturile online. O pâine în loc de un ceas, ori o piatră în loc de un telefon comandat. Este povestea unor mureșeni după ce au decis să facă shopping online. Au comandat un produs, iar la livrare s-au trezit cu altceva. Polițiștii și inspectorii de protecție a consumatorilor spun că sunt zeci de cazuri în care mureșenii au reclamat calitatea produsului sau timpul de livrare. Potrivit City News Mureș, lipsa timpului și ofertele de pe internet îi determină pe mulți să apeleze la magazinele online, care vin cu diverse reduceri. Însă nu întotdeauna calitatea produsului comandat este aceeași cu cea prezentată de vânzător pe internet. Marcela Achim, șeful CJPC Mureș, a declarat că din totalul de 1400 de reclamații, 24 au fost pentru comenzi online, adică 1,7%. 18 dintre ele au fost întemeiate. S-au recuperat sume de 800 de lei și s-au aplicat amenzi contravenționale în valoare totală de 8000 de lei. Cele mai multe dintre reclamații s-au referit la neconcordanța dintre informațiile oferite și produsul livrat. Acestea au fost, doamnelor și domnilor, știrile economice. Urmează cursul valutar, iar cu informațiile din domeniu ne întâlnim mâine la aceeași oră. La revedere!